Rămâi, Doamne, și astăzi cu mine și nu înceta, în nicio clipă, să mă ții pe calea celor sfinte și bune. Dă-mi, Doamne, înțelepciune și putere pentru a trece cu bine peste toate încercările și experiențele din viața mea și din această zi pe care cu mulțumire și cu recunoștință o primesc ca pe un dar sfânt venit de la Tine. Mă rog înaintea Ta, Doamne, și mă încred că Te vei arăta îngăduitor cu mine, căci om fiind, nu pot fi în fiecare clipă fără de păcat. Însă Tu, atot iubitorule și milostive, Doamne, binecuvântează-mă Tu astăzi cu mila Ta și dă-mi început nou și curat, astfel încât cu bucurie să Te pot sluji și lăuda. Amin. Doamne iubitorule, Cel ce ai adus lumină acolo unde era doar întuneric, și la fel ai luminat și inima mea, cea greu încercată. Cel ce ne-ai îndemnat să ne iubim unii pe ceilalți, deoarece iubirea e o binecuvântare primită de la Tine. Și numai prin iubire putem ajunge să Te cunoaștem cu adevărat pe Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce îmi vei da să întâlnesc și să trăiesc azi. Pentru natura cea plină de viață, pentru toți oamenii din jurul meu, apropiați și neapropiați mie, pentru toate tainele ce sunt nevăzute și doar simțite, și chiar și pentru greutățile zilnice care îmi întăresc sufletul și mă apropie și mai mult de Tine. Fericiți fie cei ce Te iubesc, Doamne, și binecuvântată fie lucrarea Ta. Amin.